În perioada asta, dacă mergeți prin supermarketuri, e full, dacă mergeți prin trafic, e full, toată lumea are treabă, toată lumea aleargă, dar să știți că eu am verificat registrele și vă spun că urmează în emisiunea noastră omul care probabil este cel mai ocupat în această perioadă, după Moș Crăciun, evident. O să vedeți de ce zic asta. Un antreprenor care se implică body and soul în afacerea sa, George Monceanu și familia sa, bine ați venit! Bine v-am găsit! Bună ziua. Salutare! Salut George, bună Cristina! Bună! Salut Edi! Bună! Și bună Isa! Bună! Isa abia așteaptă să ne cânte. Deci vă zic că abia așteaptă să ne cânte. Este pregătită, da. E pregătită. Cum e perioada asta pentru tine, domnule? Perioada asta e destul de aglomerată. Și nu numai pentru mine, și pentru Cristina, că e o afacere de familie. Așa mai deschis suntem, îmbrăcăm cârnații. Da, că știți, se face membrane, frig. Exact, cu membrane naturale. Și, avem peste 100 de elfi în fabrică, ce pregătesc caserolele pentru... Cam 150 avem, da. Asta e, într-adevăr, o perioadă aglomerată, după care, din ianuarie, ne relaxăm. Vă relaxați și voi și... Da. Mergeți într-o vacanțică, poate... Exact, corect, da. Dar spune-mi, ai acasă, gătești? Îți place să gătești? Știu unde vrei să ajungi și nu am făcut niciodată cârnați. Eu n-am colegii îmbrăcat. Colegii știu ceva de așa colegii ceva? Colegii n-au idee, nu. N-au idee, nu? Nu mă laud cu ei, dar știți cum, nu. Deci este o ocazie să învețe, pentru că am venit pregătiți pentru voi. Da. Chiar vreau să te învăț să faci niște cârnați foarte buni, dar trebuie să-i îmbraci. Uite, ți-am adus așa, uite. Păi a trebuit într-o zi să mă las la voi în atelier și să vin acolo, să intru pe țeava aia de vine cărnița. Astea sunt niște, membrane naturale de porc și ți intră cam 3-4 kg de cârnați. Să-i faci tu. Să-i faci eu de mâna mea. Da. Îți dai seama cum este? Cred că are și cei mai urâți cârnați din lume. Serios? Că eu nu sunt în stare. Deci nu fac cinste membranelor. S-ar putea conținutul să fie prost, dar, dar membrana e... Se face singură, practic. Da, se face singură. Câteodată vorbesc. Fac și playback. Hai să facem chestia asta. Haideți să vin odată în atelier și să mă ajutați să... Cu drag. Să învăț. Da. Bine, perfect. Asta e un lucru pe care voiam să-l văd anul ăsta. Până ajungem la vacanțele din ianuarie, care e atmosfera în casa voastră de Crăciun? Ne pregătim intens, decorăm casa, avem și o petrecere cu prietenii înainte să mergem la bunici, să petrecem și cu ei. Ați împodobit bradul, Edi? Da, deja. Da. E foarte frumos. De când l-ați împodobit? Ca să știu așa, cam când vă apucați voi. Cam acum o săptămână am început și l-am terminat a doua zi. Dacă atmosferă, ca să înțelegi, la noi pregătim multă mâncare. De exemplu, ultima dată, acum, când a fost meciul cu Argentina, da, am chemat prieteni din Mexic, Italia, din... Avem și făcut, din Corea. Am făcut un fire feed, am făcut un foc, am făcut fasole cu ciolan, cu... Și profit, că nu vorbesc română și pot să bârfesc puțin, să spun ceva din casă. La un moment dat, cei din Mexic au mâncat 3 farfurii, nu? Da. 3 porții de fasole. Și vine Cristina la mine și zice, auzi, să mi se facă rău, că salvarea spitalului e departe de aici. Am mult, ne place. Pe mine mă relaxează foarte mult să gătesc și am noroc că mă ajută mult. Isa, tu ce-ți dorești de la moșul? Te-ai gândit așa, ți-ai scris scrisoare? E scris scrisoarea? Nu, o să-i scriu azi. Trebuie să-i scrii astăzi, că mai e puțin acum. Uite, zi la microfon, ce-ți dorești de la moșul? Păi, aș vrea 5 mini brands. Nu, am crezut că a zis 5 milioane de euro. Da, pe asta s-a așteptat și eu. Mă știam. Și ce mai vrei? Mai vrei ceva? Să stau în familie și să am sănătate toți. Uite ce drăguț! Bravo! Dar oricum, știu că a fost un an plin de aventură pentru voi și v-ați și plimbat de colo-colo. Povestiți-ne voi, pe unde ați fost? Ne-am propus anul acesta să fim plecați de ziua fiecăruia dintre noi. Și am reușit. Am mers la câte un parc de distracții. Păi de ziua copiilor unde ați fost? Ia să vedem. Ziua lui Eddie. De ziua Izabelei am fost la Disneyland. A fost o surpriză pentru ea. Nu știa că plecăm. I-am spus abia la aeroport. Și de ziua lui Eddie la PortAventura în Spania. Stai un pic, Eddie, iartă-mă că eu sunt... Tu știi de cât timp vreau să ajung la Disneyland și sunt invidios pe Isabela. Deci, Isabela, eu te invidiez. Cum a fost la Disneyland? A fost foarte neașteptat pentru mine. Că mi-au spus, mergem... La 4 dimineața. La 4 dimineața te-au trezit? Da. Cum știu, te-au trezit așa din sol și au zis, Izabela, ce ți-au zis? Mi-au zis, mergem la...
Nu, mergem la bunici. La bunici. Ah, da, da. Ah, tu ai crezut că mergeți la bunici? Da, nu la 4. Și la 4 dimineața, când eram la volan și ne-a zis, dar parcă nu i-a stat drumul spre bunii. Că mergeați la aeroport și bunii nu stă la aeroport. Da. La fel mi-a făcut și mie. Da? Da, tot de dimineață mergem la munte. Stați un pic, nu, că la e cam drumul spre munte. Dar trebuie să înțelegi ce înseamnă PortAventura sau Disneyland, înseamnă tati vertij. Da. Pentru că trebuie să mă dau în toate, înțelegi? Și când ajung acasă sunt așa. Păi ajungem și la întrebarea de cum se simt părinții la locurile astea de joacă imense. Și ce ți-a plăcut cel mai mult acolo, Izabela, la Disneyland? Mi-a plăcut că puteam să mă dau peste cap în niște chestii care mă dădeam cu tati tot timpul și cu Eddie. S-au dat în toate nebuniile, absolut tot ce se putea pentru înălțimea lor. E, și pentru voi ce a însemnat asta? Câte ore de umblat? Vreau două zile. Două zile, fiecare zi? 10 km, ne-am pus ceasul să vedem, da. Da? Și ne bucurăm că face mai mult sport, dar... E bine că dai jos 2-3 kg, asta e ok. Și stat la toate cozile și dă-te în toate nebuniile. La cozi mai scriu un mail, mai... Au reușit să mă convingă și pe mine să mă dau într-un lift care cade, a fost oribil. Nu o să mai încerc în viața mea. Și în această notă optimistă, Izabela, vezi ne crezi ceva astăzi, o strofă? Da. Ce? Moș Crăciun cu plete, da. Moș Crăciun cu plete, da, de vă rog frumos, toată lumea atentă. Așa, și voi acolo spate. 3, 2, 1, ne cântă Izabela. Moș Crăciun cu plete, talbe a sosit de prin ameci. Și aduce daruri multe la fetiță și păieți. Și voi în spate toți acum? Moș Crăciun, Moș Crăciun. N-a pasat nimeni. Ce frumos, ce frumos. Vă mulțumim mult, sunteți o familie foarte frumoasă și sperăm să aveți 2023 plin de succes și de alte drumuri și bucurii. Corect. Să sperăm. Mulțumim mult, mulțumim la fel. Și vă mai așteptăm cu băieții, cu piesă, cu ceva. Lucrăm. Lucrați, da? Lucrăm. Da? Se lucrează. Ați primit promisiunea.